Direcția de Sănătate Publică Neamț a publicat rezultatele acțiunilor de supraveghere epidemiologică din săptămâna 13-19 ianuarie, când numărul total de cazuri de infecții respiratoare acute a marcat o tendință de creștere și numărul de pneumonii raportate în aceeași perioadă a fost în creștere. Îngrijorător este însă că s-au înregistrat și alte 9 cazuri de gripă pe teritoriul județului Neamț, raportate de către secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgențe Piatra Neamț. În săptămâna 13-19 ianuarie 2020 de supraveghere epidemiologică, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute a fost de 1488, cu un număr de 39 internări, marcând o tendință de creștere față de cel înregistrat în săptămâna precedentă, când au fost 1096 cazuri cu 38 bolnavi internați. Numărul de pneumonii raportate în creștere a fost de 464, cu un număr de 119 internări, față de 278 cu 61 internări săptămâna precedentă. S-au înregistrat 9 cazuri de gripă pe teritoriul județului Neamț, 2 cazuri de gripă la grupa de vârstă 15-49 ani, 3 cazuri la grupele 50-64 de ani, iar ultimele 4 cazuri au fost la grupele de vârstă de peste 65 de ani. Toate cazurile au fost raportate de către secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. 4 cazuri sunt din Piatra Neamț și 5 cazuri din rural. Din analiza pe grupe de vârstă, s-a constatat că ratele de incidență cele mai crescute pentru infecții respiratorii acute și pneumonie se înregistrează la grupele 0-1 an, 2-4 ani și peste 65 de ani. De la începutul sezonului de supraveghere epidemiologică, în județul Neamț s-au înregistrat 2 cazuri de gripă. În actualul sezon epidemic, până în data de 19 ianuarie 2020, au fost vaccinate antigripal 41.344 persoane din grupele de risc, cu vaccin distribuit gratuit de către Ministerul Sănătății. La această dată, stocul de vaccin antigripal în Direcția de Sănătate Publică Neamț este de 753 de doze, iar la medicii de familie din județ este de 813 doze. Medicii continuă să facă recomandări populației cu indicația de a respecta o serie de măsuri de prevenire a gripei. În acest sens, se recomandă evitarea aglomerațiilor, evitarea contactului cu persoanele bolnave, păstrarea distanței de cel puțin un metru față de persoanele bolnave care tușesc sau strănută, spălarea frecventă cu apă caldă și săpuna mâinilor după ce strănutăm, tușim, ne suflăm nasul și înainte de a mânca, creșterea rezistenței generale a organismului prin consumul alimentelor bogate în vitamina C, cum ar fi fructe și legume, aerisirea frecventă a încăperilor, săli de clasă, dormitoare, birouri, etc. Se mai recomandă îmbrăcăminte corespunzătoare sezonului, evitarea staționării în frig timp îndelungat, triaj epidemiologic zilnic în orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu scoaterea temporară din colectivitate a celor depistați cu simptomatologie respiratorie, continuarea vaccinării antigripale. Se recomandă de asemenea și o hrană bogată în proteine. Medicii avertizează populația că antibioticile nu se utilizează în cazul gripei și recomandă de asemenea să se evite automedicația. În cazul apariției simptomelor de boală, este necesară prezentarea la medicul de familie în vederea diagnosticării și instituirii tratamentului corect.